Neața lumea, aici episodul 4 la Jutsu Kaisen și ești Se bate toji cu suguru Ghetto. Învie Gojo și nu doar că învie, își dă un fel de awakening. Ați numai să vedeți. Și începe de la faza asta cu riko când moare, ceea ce e foarte trist că ne-a băgat iar în chestia asta de deci ea. Te, te ia ca din oală. Moare, vine toji și zice: "Gata, un job's done, poți să pleci acum. Ce ai făcut? De ce ești aici?" întreabă Ghetto. "Ah, păi l-am omorât pe Gojo și de -aia. A, bine, și începe bătălia. Exact de unde trebuia să continue. Scoate asta dragonul peste el, îl aruncă, sparge toate clădirile cu el. Nu înțeleg cine repara aici în Jutsu Kaisen, dar clădirile se distrug în prostie, cam în fiecare episod. Și intră asta în clădire peste el, încep să vorbească, bineînțeles. Inventarul ascuns 4. Haide. Și tot și spune, da, interesantă metodă de a ascunde acest loc, dar atât timp cât știu unde sunt ușile, poți să te strecori. Plus că vrăjitorii sunt foarte ocupați în această perioadă a anului și na. Jujutsu Hai e plin cu goangele de la eliberată asta peste Gojo. E haos afară. Și din moment ce eu n-am energie blestemată, sunt ca un om invizibil. Problema e că dacă folosesc o armă blestemată, atunci energia din ea o să mă oprească din a mai fi un om invizibil. Ghetă, aici aș face mâna pistol și trage cu niște spirite după el. Bineînțeles, la nu mai era acolo, își mutase locația. Și atunci ce facem? Revenim la arma lui cu blesteme. Ei bine, am un spirit blestemat care este capabil să stocheze obiecte în el. Și de obicei când merg, îmi țin obiectele blestemate în el. Dar, poate te întreb, de ce nu iasă energia blestemată din spirit? Ei bine, fac spiritul atât de mic încât pot să-l înghit să-l ascund în corpul meu. Da, interesantă abilitate, ce să zic. Și așa reușesc să trec prin orice barieră. Și de asta nici n-am folosit o armă blestemată la început, când a dat peste Gojo atunci. Un atac surpriză împotriva cuiva care folosește cei șase ochi ar fi inutil dacă nu eram invizibil. Că dacă venea cu arma blestemată, simțea fraierul imediat. Puteam să o omor atunci gazda Star Plasma, dar na, nu puteam sări să mă vadă Gojo cu cei șase ochi. <laughs> și ăsta Ghetto îi zice, bă, gata, am să mai vorbesc, știu că ai un pact din ăsta ceresc, dacă îmi dai informații despre abilitatea ta, o îmbunătățești, na, ca orice vrăjit. Dar da? citează, numai, nu mai, nu joc, nu-i nu narut aici, ok? Și Geto îi zice, bă, dar de unde ai știut pe ce ușă să intri ca să ajungi aici? Că noi n-am lăsat în urmă urme. Ah, ai crede sau nu, dar oamenii lasă o grămadă de urme în urmă. Cum ar fi efectiv urmele, miros și tot felul de chestii, plus că pactul meu ceresc mi-a bunătățit toate cele cinci simțuri. Ok, dar să știi că mai era o fată pe drum încoace, ce s-a întâmplat cu ea? Oh, Meidu, da, Meidu, Meidu Probabil e moartă, nu știu dacă e vie sau nu, sincer. A, ah, da? Ok. Atunci mor, îi zice Geto. Și pune iară dragon pe el și după aia trage ăștia spirite toate care ies de aici de jos, bam, bam, bam. Dar de fapt de la distanță, dacă te uiți așa de jos în sus, zici că laser, raze laser sau star plasma pistol ceva. Și se bat ăștia puțin, îi taie ăsta spiritul cu sabia lui, moment în care ghetto la mod ma. Ce ai făcut? Mă? Păi dragonul meu avea cea mai rezistentă, tare, tăbăcită, groasă, puternică piele ever. Cum adică ai trecut prin el? Da? L-a pe fraier. Și când cade fraierul ăsta, rupe o bucată din clădirea unei erau ei și clădirea asta cade și la un moment dat se oprește. Zic, what? A oprit timpul, ce? Apare gojo? Nu. Apare o tipă care le întreabă pe băiatul ăsta, hei, ia spune, sunt frumoasă. Ce zice Toji, mă, tipul asta folosește un domeniu din asta. basic. Se pare că forțează un fel de non-violență pe amândoi până îi răspund la întrebare. Ei bine, atunci, ce zice Toji, o să zic direct, nu ești genul meu. <sus> Moment în care îi tai asta puțin urechea, părul, umple de foarfece pe aici, bam, 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 mare peliator și după pe fraieră și a distrus domeniul asta. Și apoi Gheto îi zice, amici, te-ai dus. La ce se referea? Vrea să-i fure spiritul, mă. Zice Gheto că dacă diferența e de două nivele între noi, nu o să mai poți să fac un dractul cu fraier, dar ce contează? îl absorb și așa și obliga forța, știi? Că poate spiritul lui are o abilitate unică, șmecheră. Dar nu e puternic, că nu e, că e doar un inventar, basically sacoșul. <gânghe> fără limit, că cred că nu are limite chestia. Și că dacă îl absorb, iau la fraier al senarului și îl batem. A, nu merge. Nu merge pentru că nu poți să-l absorb cât stă până să e în viață. Atunci scoate asta o sabie și face X-ul Luffy pe piept, la tăia pe gheto. Și mai dă și un șpiț în cap după aia. Sunt tot acest timp ei cădeau cu bucata de clădire și ce stă bătea și omorât dacă erai un utilizator de Shikigami. Dar din moment ce folosești manipularea blestemelor, nu știu ce se întâmplă cu blestemele când mori. Că poate iasă din el și nu vrei să ai 100.000 de, de blesteme pe aici. Adevărat și asta. Îi mai dă un picior în cap acum și zice, bă, cu toate avantajele pe care le aveți voi, ați fost bătut de o maimuță ca mine, fără energie blestemată. Dacă vrei să trăiești o viață lungă, să nu uiți chestia asta. Și și aduce aminte de fiul mă. că Megumi înseamnă binecuvântare, știi? Zicând de binecuvântări mai înainte și-a adus aminte de fiul Aici vedem un alu Gojo care pulsează un pic prin sânge. Sau, so, yeah, Gojo își revine. Se duce băiatul să-și ia banii pe contract, nu? Ajunge la grupul, grupul religios, o scoate pe din spiritul lui. Apare, dar nu numai obiecte și zice, n asta e, e întreagă, ce zici? Ok, o să-ți dăm bani exact cum am vorbit. Mulțumesc, domnule fondator. Dar să știi că nu, nu e fondatorul, îi zice bretălui. Bă, mulțumim pentru bănuți, mă gândeam că o să te plângi mai mult. Nu, no, noi v-am angajat așteptându-ne să pierdeți, sincer, cu această asasinare. Și începe să ne spune despre grupul lui religios care a fost fondat în era Nara. Când Tengen a început să vorbească despre morala utilizatorilor de jujutsu, societatea jujutsu și cu corporațiile religioase sunt total diferite, știi, nu se înțeleg deloc. Pentru că vrăjitorii jujutsu au privilegii deasupra legii, dar tot le este interzis să rănească oamenii normali care nu sunt vrăjitori. Și asta stat super fericit că Tengen, zeul lor suprem, să se roage la el, să fie singurul zeu, unicul zeu băiatul ăsta așa prinde o țigară și ce bă, dar știi că efectiv societatea umană s-ar putea să se distrugă dacă te noi razna, nu? Lasă, bă, că dacă e să moară el, murim și noi cu el. E bu bun meci, da, bravo. E nebun, e nebun, zice Toji. Și Toji îl întreabă pe ăsta, bă, de cine ai omorât Meidu când s-a zis atunci? A zis să iei uneva și să-i dai fatala. Și ăsta îi zice că s-a gândit că faptul că a putut să o salveze pe ea în loc să moară, l-a robosit și mai mult pe Gojo. Și s-a gândit el. Toți zice, hai bă, să mâncăm la restaurantele le a îți nu tu clienții. Nea, niciodată. Plus că m-am decis să mă întâlnesc cu tine doar dacă e de muncă sau uniad, mai acolo ne mai vedem. Toți rămâne singur, dă să plece și el și cine apare în fața lui, Gojo. Apare Gojo, bă, direct așa, plin de sânge cum era. Deci a venit de la bătălie direct aici și zice, amice, nu ne-am mai văzut de mult. Ba? pe bune? Da, pe bune, eu sunt. Ia uite, sunt viu. Ce, bă, ți-ai folosit reverse curse tehnica ca să te vindeci? Da, și știi că nu-i mergea înainte. Îi <gântă> zici asta, bă, când m-ai lovit atunci în gât, m-am lăsat de contraatac. Mi-am folosit toată energia în reverse curse tehnic sau tehnică blestemată inversată. Tehnica blestemată normală, energie negativă. Asta a explicat și lui Yuji la început în primele episoade, asta știm cu toții. E, această energie îți îmbunătățește corpul, dar nu-l poate regenera. Eghi ce face tehnica blestemată inversată? Creează energie pozitivă, energie care îți dă heal și revergorează. Nu am putut să fac asta până acum, deci na, într-un fel mersi de ajutor. Se uită toți la el și zice, nu, no, ăsta e te ai dus, no, mă, nu, nu e sănătos deloc. Și zice Gojo, acum că în sfârșit am reușit să învăț cum se folosește această energie blestemată inversată, te-ai dus. O să pierzi pentru că nu mai luat capul atunci. Stai să vedem o bătaie ce-ți dau. Ce e, bă, tu crezi că eu o să pierd aici ăsta? sabia, zice, hai Alma. Da, s Sare ăsta pe el, se ferește Gojo frumos, apare în spatele lui cu capul în jos și dă directul roșu, că știți că înainte nu a roșu. Ei, acum că știe să facă tehnică inversă, îi merge. Îi merge, dă cu asta puțin pe pereți, Gojo plutea pe aici, era la modul nibă, plutesc, se uită toți la zice, mamă, ce monstru e ăsta, frate. Se întinde puțin tot și zice, bă, niciun os rupt, we good. Tehnica aia roșie a lui înseamnă că a pus energie pozitivă. Ok, înțeleg. Deci prima putere basic cu e să oprească chestii. A doua e puterea albastră care atrage chestii, iar a treia e puterea roșie care respinge chestii. Mă pot descurca cu chestiile astea. Nimic mai simplu, bă, vorbește asta de parcă ar fi the goat. Doar că în tot acest timp instinctele lui zicea Ceva nu e bine Ceva nu e bine de ce nu e bine? Pentru că ăsta și întinde arma și începe să dea după Gojo Moment în care Gojo se gândește la Amana, zice: "Bă, scuze, nici măcar nu pot să fiu superat acum. N-am efectiv ură pe nimeni. Mă simt extraordinar de bine acum cum sunt." Și bagă citatul ăsta specific lui, mi se pare că l-am mai zis odată când s-a întâlnit cu bătrânea de la Jutsu Hai. Și zice Gojo că, "Bă, avantajul când ai o tehnică blestemată care ți se moștenită, știi, din ea, îi ca un fel de manual pentru ea. Dacă a mai avut o cineva pe clar, îți dai seama, seama cum funcționează. E partea nasoală e că informații despre ea pot fi aflate de alții. Gen unul care a fost un membru în clanul Zenin, cum e tot de-aia știe asta de multe despre tehnica lui limitless Dar, chiar și în clanul lui Gojo, nu multă lume știe despre această tehnică. Și ce face fraierul? Îmbârligă roșu cu albastru și face purple. Și-a combinat tehnica normală cu tehnica inversată și a ieșit purpuriu. Și în timp ce venea tehnica înspre el, Toji se gândea, bă, de obicei eu n-aș fi stat, că știi că el avea motto-ul lui, nu muncesc pe degeaba. Și nu era plătit să-l bată pe Gojo acum, doar că văzându-l că s-a trezit fraierul, a zis, bă, trebuie neapărat să-l bat. Ne trece aici cameramanul prin vreo șase găuri făcute în zid, iar ultimul cadru e trecut fric spintoji. Eu m-am gândit că e pe la jumate prin burtă, dar e mult mai mult, e cam jumate din corpul lui așa mâncat aici. i-a dat-o graf și zice ăsta, bă, da, ăsta e momentul în care am pierdut, crezi, lipsește jumătate de corp. A încercat să-și apuce mâna, dar ce să mai puci, că nu mai era mâna, nu mai era nimic acolo. Și coboară gojo din aer pe pământ și ce vreți ultimele tale cuvinte? N-am, bă, ultime cuvinte. Se gândește la Megumi și zice, bă, stai, peste 2 sau 3 ani de acum, copilul meu o să fie vândut în clanul Zenin sau către clanul Zenin. Fă ce vrei cu această informație. Și așa l-a luat ăsta pe Megumi. Și moare în picioare. Impresionant. Apoi îți bagă outro, dai cam de vreme și trebuie să dai să te uiți până la final. Că după outro era spiritul lui Toji ăsta care se duce la ghetto și se uită la ea și zice Mamă! <laughs> Ia mă îmbrațe. brațe. La gheto față din asta super speriată. Probabil că și-a dat seama că a murit toji. Coboară asta în beci. În beci o grămadă de oameni care aplaudau. Pe cine aplaudau? Pe Gojo. Gojo care mergea cu Ricocean. Ricocean. Și se uită ăsta la Satoru și nu îi vine să creadă cum arată diferit. Omul chiar și-a dat awakening aici. Bă, vă că ți-ai revenit. Da, îs ok acum. Și Gojo îi zice, bă, ce facem cu oamenii ăștia de aici? Le dăm fatala sau nu? Asta îi zice, bă, nu prea se merită, sincer. Că știați doar basic plebs, că nu are nicio treabă. Cei care de fapt știu despre lumea lor, probabil au plecat de mult. Și cam aia e. Episodul următor se numește Moarte Prematură. Ar trebui, din moment ce nu mai e ascuns 5, să revenim în prezent. Sau hai să zicem că ar mai fi și episodul ăsta. Acum Moarte Prematură a cui să fie. Când se referă la Rico Cean că a murit și nu știu. Dar nu știu, eu mai dă așa lui Tengen, mă, moart. Poate merge, cine știe, habar n -am. Să vină numai că o să nu uităm la el, îți dai seama. Cam atât cu acest episod din Jutsu Kaisen. Sper că v-a plăcut. Nu uita să lăsați un like și un comentariu că ne ajută foarte mult. Cine au de mâine cu un nou clip.